Ziua Națională a României poate fi un prilej extraordinar pentru solidaritate. Ziua Națională a României poate fi momentul în care lăsăm deoparte orice vrajbă, lăsăm deoparte orice orgoliu personal. Este ziua în care românii trebuie să gândească unitar, solidar, pentru ca aceste momente importante pentru menținerea noastră ca identitate națională să fie principalul nostru scop. Îmi place să gândesc că unirea se poate face și altfel decât prin lupte, prin educație, prin cultură. Un exemplu ar fi unirea prin educație cu frații noștri de peste Prut. Suntem în permanentă legătură. Construim o cale comună. Această cale a unirii prin educație este calea sigură pentru unirea noastră în interiorul Europei. La ceas de sărbătoare națională, adresez urarea de la mulți ani tuturor românilor, oriunde s-ar afla, în granițele țării, în Basarabia și peste tot cuprinsul lumii.